acasă la români. Astăzi când am venit la așezătoarea în diplomă, m-am întâlnit lumea de la noi din sat din Slatina și mă întreabă: da, unde merg? Mă duc la așezătoare. La ce așezătoare? Mă întreabă la ce așezătoare. În diplomă acum s-a făcut, eu îi da, că țin minte că și mama mea a făcut așezătoare. Zice: da, unde? Mă duc și eu. Zic: bra, câte și ei mă fac așezătoare. Vine primăvara și uite de ce avem în casă, că mi-a luat o nevastă, așa e obidă, îl crești, îl crești și apoi nu știi că ce ți-ai. Și tu, Marie, tu, nevastă, o fugit și mânțul pe fereastră și dă gunoi toate în casă. Pe ce lucruri, domne? Ioi de mine, cât mi-e de greu în viața asta, că sacră, sacră, pomă agră, de ce-ai hojon, anșovară, tot ești agră și amară. Doamne, Dulce, ești tu, nici nu grăim, no. Eu am niște fete tare, Dulce, am niște copiliță frumoasă, Dulce, ca mine. Dar, că așa ți-o da Dumnezeu, niște fete mândre, că cu coi n-ai știut a fa. Numai că coine, nu, dar n-are bai, bătăriele moribi, că ți-am dat un fecior mândr și înalt. Nu, și nici în lor. Bine, nu. Lăsăm, că dă-ne spădim în tătătoa și uite ce avem în casă. Ascultă, tu știi că e săptămâna albă, de luni să începe postul mare. Atâta vacă avem în graș. Ce ai făcut? Ai pregătit, donița? Am pregătit-o. Fără de grijă am pregătit-o. Na, puși, să-i zici nimică că-ți răspunde înapoi. Da, pe ulcioarele? Și ulcioarele pregătite. Dă-te spălace și pregătite și pusă la și să bagi de seamă, să și creștină adevărată. Nici coconii, numai duminica și pisica cu cățelul. Nu mănâncă carne, beau lapte, numai atunci. Și toate le sui. Ai suit-o pe cine am put? Am suit-o, mama soacră, am suit-o. Bine, numai în casă nu ai măturat. Domne, domne. N-am acum putăția, ce să mă fac? Uite-te, am zis, toată iarna au șezut. Nu știu ce-o făcut. Crește coconele, cresc ca iarba acolo în câmp. Are numai Dumnezeu de vedere. Nu, no, le-am învățat să coșe, să torce. Le-am râs, tot pe ce fac iarna coconii? Cât mărg să care cu săniuța și atât ai tot. Și am zis că să facem o șezătoare, că n-avem fete. Dar le facem cu coconile, nu ce ziceți, că cred că e bine. O, Antumăriucă, du-te și strigă-ți coconile să iau la șezătoare. Mă, păpăniță, nu la șezătoare! Bună ziua, laudăm pe Iisus! Da, la noi nu e atât de artistică șezătoarea propriu-zisă. Atunci fetele se adunau, vorbeau între ele și căutau o văduvă sau o femeie mai bătrână din sat, se tocmeau cu ea, în sensul că îi dădeau câțiva bănișori sau niște alimente, discutau cu ea și acolo se organiza așezătoarea și toate fetele știau că pe de seară merem la așezătoare. Unde merem la așezătoare? La Marie Păstevale. Cât de mândre, mândre, mai mândre ca așa. Bună ziua, lăuda, să-i unde ești. Bună ziua, 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 bună ziua. Doamne, cât de treabă sunteți coconițelor! Ce se aude acolo? Vin și fete cele mai mari, pe coconii așezătoare noastră! An, ce e acolo? Pini? Oani, și voi? Pe ce a rămas pe la coadă? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Am venit la voi, la așezătoare, coconilor! Și v-am vrut a învăța un descântec pe care facem la Crăciun. E descântec de măritat, să vă măritați bine, să aveți o mare har, să vă învățăm! No, ce, fetilor, facem aceea cu mătrăgună? Facem! Da, aveți mătrăgună? Avem! Mătrăgună, doamnă bună, mărită-ne într-o lună, e luna asta-n ceilaltă, mărită-ne după l-altă, că dacă-i mărita, te-om cinsti, te-om lăuda, și la brâmbă te-o purta, și la joc duminica,
Dar el nu ni mărita, noi înapoi te-om țâmpa. Mână țări te-om chemica și în foc te-om arunca. Și genușe ti prefa. O stea cocârstea, două stele cocârstele, trei stele cocârstele, patru stele cocârstele, cinci stele cocârstele, șase stele cocârstele, șapte stele cocârstele, o stele cocârstele. Stie, steluța mea, e gorbaciu de la mine, bate-ți murgu de sub tine, du-te în lume, peste lume, la ursutul meu anume, e de aici, de din al sat, de lui până în Banat. Nu-i da, domne, loc și stare, sub ta este mândru soare. Dă-i, domne, gânde pe țâr și la mine de inic. Dă-i, domne, gânde surat și la mine de plecat. S-o la vârf îmbărgat, dă-mi, domne, bărbat, și e or, și e știu, numai să șie cu clop, și părul din clop să iasă, numai să mă văd mireasă, și e cu paie încălțat, numai să șie bărbat. Bună seara, apă sfântă, am venit la tine să mă speri pe mine. E ură urâtă, e hană dosâtă, e ură rasă, e fată pătrândă rămasă. Bună seara, apă curgătoare și mirositoare, să mă dus pită și sare, să mă speri de ură cea mare. Băiteam sus pe apă și văzut trei uri urându-se de cap, apucându-se de o ceată răzămându-se. Mă-ntream jos pe apă și văzut trei sori, ai soare-mi mândre surori. Una-i cinstea mea, una-i dragostea mea, una-i iubirea mea. Și-auzându-l, lâmbujăindu-l, lâmbujăindu-l, lâmbujăind, urile nașe peste cap aruncând. Vai, ce brame, sfetile este, dar mândru știu de scânta. Nu, dar măi, fete, dacă toți suntem în săptămâna albă și am bucă capă de cușești, pe lângă de scântece mai, să ne dăm și un pic de treabă și de lucru, un pic de zestre mai să vă pregătiți, că știți că aveți tare multe acasă, dar mari, cu mânuțele voastre. Așa v-am învățat și eu de la mama mea. Și frică, Oli, cum e acolo, primă frumos, acolo fă-ți-o și eu da și ștergătoare și atât ai dat. Mi-am oprit, bine învățătura, mușile, învață! Și se adunau fetele la casa văduvei, fiecare venea cu lucru. De regulă, șezătoarea propriu-zisă începea dinaintea postului Crăciunului și se termina undeva înaintea postului Sfintelor Paști. Și se zice că fetele care începeau să lucreze trebuia să aibă cămeșa gata sau hainele pentru a le purta la biserică în ziua de Paști, a doua zi de Paști. Se apucau și lucrau. Eram mică și ședeam la noi, la fereastră, așa, și-mi da să văd cum se balga cu câte pămânânțoc și cum, că numai la fereastră a putut să le coșe. Vă povestesc despre cămeșa asta, are o istorie mare. E cusută de străbaba mea. Am purtat-o și eu, am cântat cu ea, am jucat cu ea. E poate de 100 de ani. Tata e de mână, tata e făcută de străbaba mea. Baba mai a lucrat la ea. Tata pe aici, tata. Vezi, Ana? Așteptau să le vină feciorii, drăguții. Ca să le vină feciorii și drăguții, fetele trebuiau să facă ceva, să acționeze cumva, pentru că atunci erau câte două, trei șezători într-o localitate, într-un sat. Și feciorii unde se duceau? Unde erau fetele mai frumoase? Și ce făceau, cum procedau fetele ca să poată aduce feciorii? Se foloseau de anumite ritualuri. Ritualuri cum ar fi ritualul cu sita. Se așezau două fete cu spatele și își treceau printre picioare câte o sită. Și când ajungea de la una la cealaltă și se întrebau, turduluc, butuc, pe cine să aduc? Și zicea, pe văsălia morarului, din capătul satului, că e cel mai frumos fecior sau cel mai harnic.
Un alt ritual este cel cu mătura. Când se lua din furca de tors, se lua un fir de lână și fiecare dintre fetele care se afla în șezătoare făcea cât un nod. Firul respectiv, înodat de către fete, era pus pe mătură. Una își lua mătura între picioare și ieșea până la portița casei. Și acolo, la portița casei, lua firul de pe mătură și îl punea exact la intrare la portiță. Că zicea că așa poate stăpâni și feciorii, dar îi poate și aduce, îi poate strânge de pe ulițele satului sau din împrejur. Doamne, doamne, numai cocoane, dar-i cocoani, nu mai cocoani! Sau de acolo, de bine, pare că e un bărbat celălalt, mă întreaz, măi băieți, că încă așa sunteți ciocli! Hai, ce cocoane, mândră e pe aici și ce fete! Dar și noi nu suntem mai rău ca mult! Dar să facem și noi un fecioresc. Pune-o mă să vouă. Cum să nu faceți? Să faceți! Face. Bine, mândri, o crescut. Tu mă așa ca mie, a mine mă pică să mă mândri. Cei care veneau de pe alte sate se numesc lătureni. Mai erau feciori care poate nu participau la șezătoarea din satul lor sau care poate aveau o drăguță în celălalt sat și atunci veneau lăturenii. Mai există un ritual, deci aceste trei sunt cele mai cunoscute, cel pe care vi-l povesti și celelalte două. Unde mai există un ritual în care una dintre fete lua de la fiecare din caier și spunea să vină, fata îi spunea să vină Vasalie că îi dus în oi, îi dus la oi în iad, să vină Gheorghea Bogatului din mijlocul satului sau alte nume de feciori, alte nume de drăguți. Deci acestea sunt cele trei ritualuri, cele mai cunoscute în șezătoare. Vine așa de la ea, dar mama e mamă!
Dar ți-a lăsat și tu mama beteacă acasă, zici că mir, dar meri o dată în săptămână și o caz. Ce e mai greu? Când e beteacă și n-are cine să-ți spun nimic o cuvânt de bun și mă pui pe mine că eu o strașul de las. Domne, domne! Măi, cocoane, dar pe hore care va ști să ziceți orice hore despre mamă? Eu știu, să vă spun. Hai, cântă nevăriuca! Du-această cărticea și spune-i la mama mea. Măi, măi, că-mi e tare dor ea, că-am vorbit cu frații mei, să venim de ziua ei. Ce voi, mamă, n-am uitat, cât noi fi de îndepărtată, măi, măi, mama, nu trebuie uitată. Ce ai să satul nostru, duce lumea de acasă la zdorobuc, care pe unde ai primit Dumnezeu și poate să... Își aducă o bană acasă, să-ți crească cu cumii, să facă casele pe vie. În sat mândră avem cu casă mari, cu drumuri bune. Dar ce vă gândiți că așa e de ușoră pita asta, că-și lasă cu cumii și să duc în lume? Nu, dar pentru aceea avem un sat mândră. Ce e mândria noastră? Biserica din deal de Păpârâu, cât e de mândră, de cât ai înapoi făcută și amută stă mândră, măreață mare. Păi, care știți să mi-e spuneți orice despre Biserica de Sus? Că ați învățat la școală, nu? Eu știu. Hai, mărcucioară, spune-ne. Biserica Sfântul Nicolae de Părâu și-a luat ființa în 1471-13 noiembrie. Ea este una dintre cele mai vești peșterci din dreapta Sfântului. La intrare în biserică putem găsi în scrilogie cum și în ce an a fost făcută. Ea are 100 metri în lungime, 6 metri în lățime, 26 de metri în înălțime, de la pământ până la vârful rușii pe curte. În structură întreagă este făcută din lemn ștejar, prinsă cu cuie de numire a lemnului ștejărei. Acum se slujește în ea agricoliteraturici de la agricultatorii. Dar am rușit, spune tu, poate să spui la asta, să te trebată la școlii superioare, că care bine știi spune, trebuie să te faci fată învățată. Și acum, știți că mi-a trecut mai o sărbătoare de-a noastră, de-a răurilor, de la niște prăgostiri. Cine oare știi ceva despre aceea sărbătoare? Eu știu, Bic. Da, îmi spune-ne de ocori ceva. Ce știi tu? Să știu și cu voi mai micul. Să zice că sărbătoarele îndrăgopete se sărbătoare pe 24 februarie și ea este sărbătoarea îndrăgostiților la români. Dar tu știi ceva despre această sărbătoare? Dar cine e Dragobete? Cum să nu vă povestesc tot ce știu despre Dragobete? Lasă-mă, măi, vă să vă spun și eu mai departe despre Dragobete. Dragobete a fost un fecior tare mândră, a avut un păr negru ca pana corbului și niște ochi verzi ca iarba. El când zicea în fluier, tot satul auză și fetele se uita în el și se îndrăgosteau. Se zicea că urșitoarele i-au pudărit un fluier fermecat cu niște pietre toate prețioase. Bătrânii ziceau că tatăl lui e duhul muntelui, că când s-au născut, i-au tare bine ar înțelegea natura, înțelegea cum cură ploaia, ce grea vântul și cum plăreau pomii. Și zicea Dragobete în fluier și toți tânerii se adunau și se îndrăgosteau. Dar să vă povestesc și eu ce-o fă mai departe. E interesant? Da, așa se ceva, dar și coconul ăsta este mai bine pe tine. Ești mândru pe ciorharul la noi. Și s-o sura Dragobete după fată, tânără frumoasă, pe fata ce e înnoibit-o mama lui, baba Dopia. Și într-o zi de iarnă, baba Dofia merge către tânăra și îi dă un ghem de lână neagră să margă la râu să-l spele. No, tânăra se duce să-l spele, spală la râu, nu se duce negreala de pe el.
Jedicile i-am începea în gheța, ești de rând să roagă lui Dumnezeu. Și când s-a rugat, o coboră Hristos din cer către ea și dă o floare roșie. Și zice, ia floarea asta și pune în apă și începe a spăla. Tânăra a zis că Hristos murseam, a luat floarea, a pus-o în apă și a început a spăla lână. Și tătă lână, tătă negreala din lână s-a spălat, e bucuroasă, s-a dus acasă și a spus babi. Și baba n-a crezut în te, cum e mânioasă, s-a luat nouă cojoace în spate pe ea și s-a dus a paște oile. Și de atunci mai mult nimeni veci n-a văzut. Dar și s-a zis că până nu și-a țipat ultimul cojoc, ce soarele n-a încălzit, primăvara n-a init. Doar să știi tătă lume că e ce e baba duche cu acele nouă cojoc. Eu știu că ea s-a dus cu nouă cojoce, vremea s-a încălzit, s-a țipat câte un cojoc și când a fost sus pe munte, a init-o în fric. Și-a îndețat-o și nu s-a auzit mai multe baba duche. Da, așa o păsoară rău ca mine, eu știu că ce vrei să ce-ți poate. Și mai am un prag de primăvară. Mai avem noi o sărbătoare tare frumoasă. Cine ne spune? Cine este mătușor? Eu știu. Noi spune. Spune-ți de mult, starele s-a mergut într-un picior, care a coborât în sat la joc. S-a obrut ce să face, să joace cu carele. Dar un balaurul de sat l-a văzut pe soarele și l-a furat și l-a închis într-o temniță. Și s-a făcut în cădere pe toată lumea. Și un picior voinic de sat se gândește cum să-l scapă pe soare. L-a căutat trei alături, vara, toamnă și iarna. Abia la sfârșitul iernii a dat de castelul balaurului și s-a bătut cu el trei nopți și trei zile și trei nopți. El a învins, dar a furat. Și în gelul curgea pe zăpadă albă. Da, soarele din nou strălucea pe cer, dăruie lumină și căldură. Și de atunci, tinere, simțesc mărțușoară lumină mare, din ață roșie și albă, în memoria lui piciorului care l-a eliberat pe soare. Dar e și mai alta legendă despre mărțușoară. Baba mi-a spus-o când am fost mai mică. Să vă vă povestesc și vouă. Spune-ne-o. O fost o fată mândră pe care o chema primăvara. Ea ieșe din casă la începutul martie, umbla pe-n pădure. Într-o zi, omblat pe-n pădure, omblat și într-un curci, a văzut o floare. Dar floarea a fost acoperită cu spini și a fost în omăt. El a dat omătul la o parte, dar iarna, furioasă și mânioasă, a mânat pământ să rumpe floare. Dar el, cu mânurile sale, a acoperit. Și s-au înțepat de sângele curat pe floarea albă și pe zăpadă și de simbolul acesta, culorile alb, roșu, simbolizează mărțișorul, sângele alb și zăpada albă. Că mai am zis că suntem tare frumos sat și tare panic. Și în satul ăsta știți că avem și poieți care tare multe poezii ne știu scrie și să ni le spua. Cine oare știe o poezie tare frumoasă? Mai Vasicu, Ania și ne spune. Mai ia să-i ocupa cu măloarul mie, ca să fac o rostru. Mai de mandă cu părintele, că ești de-ai tăi, n-ai intrat la fete, când ești mare. Pe plăge, Miorița, pe-un râm îndroap și se-ntinde al nostru sat mare, fainic și bogat. În acest sat frumos, soarele mai luminos. Pâinea este mai gustoasă, că suntem la noi acasă. 6 secole trăiește și mereu întinerește. Din strămoși suntem români, pe pământ acest stăpâni. Curgă-n liniștea și apșița, pască-n vale Miorița. Limba noastră românească, toți apșenii s-o vorbească. Pe care o cânt din inima.